gata? Mă bucur că astăzi prima navă de croazier a acostat la noi în Tulcea. Este un semn bun pentru turismul tulcean, pentru faptul că lumea prinde curaj. Suntem în proximitatea unei zone de conflict, dar asta nu afectează niciun fel turismul. Oarecare teamă a fost peste operatorii de turism pentru cei care vin la noi în Tulcea, dar astăzi pot spune că s-a spart gheața și că oamenii au înțeles foarte clar că nu există niciun fel de problemă să vină la noi în Tulcea, în delta Dunării, pentru că au ce vedea. Astăzi, prima navă cu peste 170 de turiști a acostat și a plecat în momentul de față către Sulina, către Sfântul Gheorghe, dovadă că se poate și că puțin curaj și poate o mai bună informare nu strică pentru dezvoltarea turismului în general și în mod special la noi aici, la Tulcea, pentru că avem nevoie ca lumea să înțeleagă că este liniște, delta este o frumusețe care merită văzută și că noi tulcenii încercăm să oferim tot ceea ce putem ca turistul să se simtă foarte bine. Hello, hello! Hello, amigo! Astăzi, în delta Dunării, vom aduce prima navă de croazieră după aproximativ 6 luni din anul trecut, în august, când a fost ultima navă în portul Tulcea. Sperăm să aducem cât mai multe nave de croazieră și, în acest an, următoarea preconizându-se în câteva zile. Turiștii sunt dornici să vadă delta Dunării, turiștii străini. Spre exemplu, la nava aceasta, care se numește Nestrui, la Vinul Elveția, sunt 177 de turiști, majoritatea austrieci, dar sunt câțiva elvețieni, americani. Nava din portul Tulcea se va îndrepta către portul Sulina, unde vom avea un tur de oraș, da? Iar în zilele următoare, mâine, vom face excursie în delta Dunării de 4 ore, urmând să mergem la Sfântul Gheorghe, unde vom face o altă excursie în delta Dunării. Anul acesta sperăm să avem în jur de 200 de nave care vor veni în portul Tulcea și astăzi se pare că am spart gheața și dorim să aducem cât mai multe, să le risipim teama că este război. Da. Cătălin Buciu mă numesc, reprezentant la firma Carpat în Turism. Bună ziua! Thank you.